Când te gândești să obții un ten de porțelan, iei în calcul toate soluțiile. Tratamente realizate de către specialiști, produse de cea mai bună calitate, o rutină completă de îngrijire, dar este posibil să-ți scape unul dintre cele mai importante aspecte. Regimul alimentar este cel mai trecut cu vederea factor ce cauzează probleme ale tenului. Așadar, iată ce ar trebui să incluzi în planul tău alimentar pentru o piele fără imperfecțiuni. Simt frumusețea vine din interiorul nostru. Și când spunem asta, nu ne referim doar la frumusețea interioară a unei persoane, la frumusețea sufletului, ci trebuie să înțelegem faptul că pentru a avea un ten sănătos, o piele sănătoasă, trebuie să avem grijă la alimentație. Produsele cosmetice care conțin vitamine responsabile de menținerea sănătății pielii nu sunt suficiente, întrucât ele pătrund doar în stratul superficial, iar din acest motiv, beneficiile vitaminei C, A și E nu sunt exploatate la maximum. Singura acțiune pentru a avea o piele sănătoasă este de a aduce un aport digestiv, deci prin interior, prin alimentație, astfel încât să păstrăm un nivel optim și să ne asigurăm doza zilnică necesară de aceste vitamine răspunzătoare cu sănătatea pielii. Așadar, începând de astăzi, nu ar trebui să-ți mai lipsească din farfurie cele trei surse de vitamine. Aici avem surse de vitamina A. Vitamina A este un termen generic pentru compuși cu activitate biologică similară. Avem pe de-o parte retinolul, retinoizii în general, iar pe de altă parte carotenoizii, beta-carotenul, care este cel mai cunoscut, care este un pigment natural responsabil de culoarea galbenă-portocalie din legume, dar iată că îl întâlnim inclusiv în legumele verzi, cum ar fi spanacul, dar vedeta noastră este cartoful dulce, urmat de morcov, dovleac, pepene galben. Vitaminele A și C oferă luminozitate tenului, reduc semnele îmbătrânirii premature, previn și tratează defecte de pigmentare și, foarte important, contracarează efectele nocive ale razelor ultraviolete. Aici avem vitamina C și aș vrea să spun că vitamina C, doza zilnică recomandată de vitamina C este undeva în jur de 25 și 75 de miligrame pe zi, dar specific acest lucru ca să înțelegeți cât de multă vitamina C are cătina. Deci cătina are pe 100 de grame 2500 de miligrame. Wow. Specialiștii recomandă a fi consumată în stare crudă, combinată cu miere. Poate fi consumată și prin infuzii de ceaiuri, sub formă de tincturi, de uleiuri, băgate în smoothie-uri. Ce alte alimente mai fac parte din această categorie? Kiwi, de exemplu, care are în jur de 90 de miligrame de vitamina C pe 100 de grame. Un singur fruct de kiwi poate asigura necesarul zilnic recomandat. Dar lămâia, pentru că știm că toată lumea zice că ea e vedeta vitaminei C. Lămâia nu este vedeta așa cum s-ar crede, are undeva la jumătate din cantitatea de vitamina C pe care o regăsim în kiwi, cât pepenele galben. De asemenea, vitamina C se găsește și în ardeiul iute, brocoli, pătrunjel și fructe de pădure. Și ultima pe listă, dar la fel de importantă, vitamina E. Vitamina E, da, care poate fi luată din, atât din surse vegetale, cât și din surse animale. Regăsim vitamina E în carnea de vită, în pește, găsim în oleaginoase, avem aici migdale, ardei gras, spanac. Vitamina E protejează împotriva razelor ultraviolete, diminuează ridurile și îmbunătățește aspectul pielii.